De ieri, în ceea ce mă privește, există o hotărâre judecătorească definitivă și irrevocabilă care consfințește faptul că procesul, unicul proces în care am fost implicat, s-a încheiat. Într-adevăr, după cum bine știți, în concluzie, instanța a constatat că au existat unele erori în achiziționarea unor locuri de joacă pentru copii în municipiul Târgoviște, însă aceeași instanță a hotărât că acestea în niciun caz nu au fost de natură să-mi întrerupă exercitarea funcției de primar. De aceea sunt aici în fața dumneavoastră, alături de echipa executivă a primăriei municipiului Târgoviște, și reconfirmăm faptul că aici, la primărie, suntem o echipă care lucrăm numai și numai pentru târgovișteni, indiferent de culoarea lor politică. Suntem împreună pentru a ne duce la bun sfârșit proiectele începute, proiecte care au demarat în 2008 și care sunt în plină desfășurare. Avem de dus la bun sfârșit și vă promit că până în anul 2016 vor fi încheiate PID-ul A, PID-ul B, Complexul Turistic și de Natație și Inel de Centură al municipiului Târgoviște. Acestea sunt cele mai mari proiecte pe care Târgoviștea le are. Are nevoie de o echipă unită și sudată la primărie și echipa o aveți în fața dumneavoastră. Alături de mine sunt cei doi viceprimari și city managerul orașului. Suntem și vom rămâne o echipă sudată care, așa cum a făcut de un an și jumătate, a lucrat numai în interesele târgoviștenilor. Da, într-adevăr, am greșit, dar promitem că de acum încolo nu o să mai greșim. Rămânem împreună în slujba Târgoviștei și a târgoviștenilor și vom duce orașul acesta acolo unde mi-am propus și ne-am dorit, să devină capitala culturală a României. Vă asigur că de luni încolo suntem înapoi la treabă pe șantier. Aceasta a fost declarația oficială dată de edil la o zi după ce instanța de judecată a hotărât pedeapsa de 3 ani de închisoare cu suspendare în procesul privind achiziția la prețuri supraevaluate a unor echipamente pentru spațiile de joacă. În data de 22 mai, imediat după emiterea deciziei, Gabriel Boriga a postat următorul mesaj pe pagina oficială de pe un site de socializare. Astăzi am trecut cu bine printr-un moment greu al vieții. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine și îi asigur și pe mai departe de întreaga mea prietenie. Am fost timp de 6 ani primarul Târgoviștei, sunt și rămân primarul Târgoviștei, iar în 2016 voi candida pentru cel de-al treilea mandat. Respect toate instituțiile statului, îi respect și îi prețuiesc pe toți târgoviștenii și voi lupta până la ultima picătură de energie pentru capitala celor 33 de voievozi.